acea Domnului Iisus, frați și surori, sunt Cătălin. Probabil unii mă știți, probabil unii nu mă știți. O să fac o scurtă introducere pentru cei care nu mă știu. Sunt cel care a făcut acest canal de YouTube Forga TV și am pus predici cu diferiți pastori filmate sau transmise de mine, adică nu luate din altă parte, Probabil îi cunoașteți pe cei mai populari pastori de aici, dar și probabil mulți să știți această pagină de la transmisiile ce au fost făcute preluate de pe Zoom în timpul pandemiei. Dar să știți că această pagină de YouTube este de mai de mult, dacă vă uitați pe această pagină și selectați acolo să vedeți primele videoclipuri care au fost postate, veți vedea că primele videoclipuri au fost cu Iosif Zon, un videoclip cu Vladimir Pustan și mai multe videoclipuri filmate tot de mine. Dar ce vreau să vă spun că revin pe această pagină. Nu știu cine o să Vorbească aici, probabil eu, până găsesc pe alții, dar probabil voi și din voi se poate, sigur că da. Dacă credeți că aveți ceva de spus, dacă credeți că aveți un cuvânt din partea Domnului, să-l împărtășiți, puteți să-mi scrieți pe e-mail forgatv O să aveți e-mailul în descrierea acestui videoclip că domnul vorbește când într-un fel, când într-altul. Așa că, cine știe. Mie îmi place așa o comunitate unde fiecare are dreptul să apară, să dea învățătură, să... așa. Așa. De ce fac acest videoclip? Subiectul principal vreau să-l abordez în acest videoclip. A cu războiul dintre Israel și Palestina, ce se desfășoară pe fâșia Gaza. Acum probabil o să vă așteptați să dau niște învățături, să dau un punct de vedere așa, un punct de vedere așa. Nu mi se pare foarte înțelept să mai ales noi ca români să facem lucrul acesta, să ne băgăm în politii, să ne băgăm în lucruri istorice, mai ales dacă nu le stăpânim. Uh, și am văzut și mulți care pretind că le stăpânesc lucruri istorice, lucruri biblice uh, și vorbesc cu atâta siguranță și când uh, compari cu ce spune Biblia, îți dai seama că ești cam pe lângă. Așa că cel mai înțelep lucru e să nu ne depărtăm de Biblie. Deci, dacă te uiți la acest conflict și zici, oare ce o să fie? Oare ce o să se întâmple? Oare ce, ce va fi de acum încolo? Știți cum e? Biblia spune că toată lumea asta cu tot ce e pe ea, va arde. Așa că într-acolo ne îndreptăm. Să nu credeți că ne îndreptăm spre o lume aici pe Pământ mult mai bună. Asta e cert. Dar. Nu știu dacă acesta va fi evenimentul care va porni această. întâmplare catastrofică, adică sfârșitul lumii. Mulți spun că s-ar putea asta să fie începutul al celui de-al treilea război mondial. Aia numai Dumnezeu știe. Cum spuneam, nu vreau să ne depărtăm foarte mult de Biblie. Pentru că așa fac oamenii înțelepți, oamenii lui Dumnezeu. Și ce spune Biblia când vine vorba despre Israel, despre... Na. Tu, ca cititor al Bibliei, ce să faci când vezi că Israelul are probleme? Păi, e foarte simplu citim psalmul 122. Și uite așa, nu ne depărtăm de Biblie. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile, semințiile Domnului după legea lui Israel ca să laude numele Domnului. Până aici, citești și versetul ăsta. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Până aici pare că nu are legătură cu nimic din ce se întâmplă acum. Adică asta era în vechime, asta era... Ce treabă are versetul ăsta cu acum? Așteptați, urmează. rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Vedeți? Aici începe, exact în momentul acesta începe, instrucțiunile pentru noi. Ce trebuie să facem noi în momentele astea? Și vă spun sincer, mie mi-e destul de greu să mă rog pentru Ierusalim. Eu am văzut cum unii cu așa ușurătate, da, să ne rugăm pe. N-am fost acolo. Nu. Înțelegeți? Nu am nicio legătură. N-am nicio legătură de niciun fel cu Ierusalimul. Dar. Aceea este țara sfântă. Așa că. Dacă suntem sinceri cu noi, o să re recunoaștem că. Ce să mă rog? Despre ce să mă rog? Ok, mă rog despre ce îmi spune Biblia, adică să fie pace în Ierusalim. Dar nu știu cum sunteți voi, dar în mintea mea trebuie să fie o logică, trebuie să aibă o logică. Păi logica e destul de e destul de înrădăcinată și în actualitatea noastră, adică în ce se întâmplă în ziua de azi. Că, într-adevăr, într-adevăr, un război în Ierusalim Poate să declaseze alte uh, lanțuri uh, de evenimente în care să, mai multe țări să intre în război. Și un motiv pentru care să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului îi să fie pace în lume, adică și la noi. Înțelegeți? Al doilea motiv pentru care să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului este că Dumnezeu iubește acest popor. Iubește acest popor, este poporul ales și Domnul Iisus îi binecuvânteze. Deci, dacă noi îl iubim pe Dumnezeu, atunci iubim și lucrurile care El le iubește. El ne iubește și pe noi, sigur că da. Slavă Domnului! Dar dacă îl iubim pe Dumnezeu, ascultăm ce ne spune el? Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale, domnești. Vezi aici, cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Adică, dacă noi iubim Ierusalimul, cum Dumnezeu, cum și Dumnezeu îl iubește. Dacă și noi luăm parte la această înfrățire acestor că Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos ne-a făcut ca pe ei un popor sfânt. Dar ei au fost primii. Ăsta e adevărul. Și Dumnezeu a hotărât ca și noi să fim lângă ei, între ei, adică un popor sfânt. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Glorie Domnului Iisus. Deci, cei ce te iubesc, adică cei ce iubesc Ierusalimul, să se bucure de odihnă. Adică și noi vom avea odihnă dacă iubim Ierusalimul. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești din pricina fraților și a prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău. Vedeți exact ce v-am spus. Noi suntem frați cu ei, prin Domnul Iisus Hristos. Așa că dacă noi ne-am înfrățit cu ei, Domnul Iisus ne-a înfrățit cu ei, sunt frații noștri. Și Dumnezeu să îi binecuvânteze cu pace. Să le dorim asta. Doamne, ajută, Doamne de izbândă! Din pricina casei Domnului, Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta. Și acesta este și ultimul verset. Înțelegeți acum? Deci, pacea Ierusalimului este dorită de toți care îl iubesc pe Dumnezeu. Și ăsta cred că este un motiv foarte bun să ne rugăm pentru pace Ierusalimului. Țin să revin la ideea care am menționat-o mai devreme. Nu e ușor să te relaționezi cu Ierusalimul. Ce treabă am eu cu Ierusalimul? Ce treabă am eu cu evrei? Înțelegeți? Dar treaba care o ai tu și eu cu evrei, cu Ierusalimul, cu Țara Sfântă, este Dumnezeu. Pentru că acolo Domnul Iisus a coborât în trup de om. Acolo s-au întâmplat toate lucrurile. Acolo, înțelegeți, la nivel de suflet, cred că dacă vă gândiți așa profund la lucrurile întâmplate, la cum a gândit Dumnezeu toate lucrurile, cum s-au desfășurat toate lucrurile. Cred că puteți vedea așa o frumusețe. Asta nu poți, numai Dumnezeu, dacă îți deschide inima și mintea în sensul ăsta. Pentru că eu tot văd lume care zice să ne rugăm pentru pace Ierusalimului. Oare câți de acolo care ascultă sau câți din biserică Chiar se roagă pe bune. Chiar simt cu suferința Ierusalimului. Nu e ușor. Nu e ușor. Nu știu câți din cei care predică pe net sau la amvane poate să recunoască treaba asta. Că nu e ușor să te rogi pentru pace Ierusalimului. Nu că n-ai vrea tu pace Ierusalimului. Ci... Bun, dacă îmi spui să mă rog pentru pacea României aici am crescut, aici ăsta, aici așa mi-e ușor să mă rog pentru pacea României aici stau am neamurile, aici am asta, dar pentru pacea Ierusalimului da, frații mei așa trebuie să facem să ne gândim și să simțim că sunt frați de noștri să vedem acest popor că Dumnezeu l-a ales și l-a iubit și a lucrat foarte mult prin el. Toată Biblia vorbește despre cum s-au desfășurat lucrurile acolo, în Ierusalim. Așa că e o minunăție, o minunăție. Da, Dumnezeu să vă dea harul acesta, să înțelegeți că e important să vă rugați pentru pacea Ierusalimului. Uh, și alte lucruri ce se vor întâmpla, ce să vă spun. Le așteptăm să vină și să rămâne lângă Domnul Iisus, să le așteptăm în așa fel încât să fim din cele cinci fecioare înțelepte, care au candela și unde lemnul și nu li se termină de lemnul din vase. Doamne, ajută, Doamne, dă izbândă pentru toți cei care se uită și pentru toți cei dragi ai noștri. Și Doamne, dă izbândă Ierusalimului să aibă pace, să aibă liniște. Amin.